Declarăm deschise lucrările ședinții ordinare din 15 a 12 a 21. Mai întâi vrem să supunem la vot procesul verbal din 29 a 10 a 21 a ședinții ordinare. Cine este de acord? Abțineri împotrivă? Avem 15 voturi. Mai supunem la vot și procesul verbal din 10 a 11 21 a ședinții extraordinare. Împotriva abținere avem? O abține domnul Mota. Mai avem încă un proces verbal din 16 a 11 a 21, tot extraordinar. Cine este de acord? Nu mai știu la care am lipsit. Înseamnă că la asta... pe 16 ați lipsit. Înseamnă că la cealaltă e pentru. A, deci avem 15 așa și avem o abținere. Ok. Un gen a fost. Pe 16, da? Ordinea de zi, domnul Mota. Stimați consilieri, așa după cum am primit acasă invitații, și în ea toată documentația pentru ședința de astăzi. Am vrea să votăm ordinea de zi. Cine e de acord? Împotriva? Înainte aș fi vrut să zic ceva. Împotriva, abține? Eu o să mă abțin. Deci avem 14 pentru. O abținere. Domnul Dămo. Suplimentarea. Și vă rog să fiți atenți, mai avem și încă o suplimentare pentru ordinea de zi. Un proiect de hotărâre cu statutul comunei noastre, Comunei Orcești. Da. Și al doilea proiect de zi cu o stație de, având în vedere proiectul de pentru o stație de reîncărcare electrică. Nu știu cum să... Doamna primară, primară. Da, când o să ajungem la stație. Cine este de acord cu suplimentar? La fel, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Aș fi dorit ca statutul să-l aprobăm într-o ședință distinctă. E un document complex, sunt peste 200 de pagini acolo, cred că... Aș fi fost tot timp să fi avut posibilitatea să-l citim, să ne documentăm. Propuneți un amendament, nu? Aș fi vrut să fie retras, să nu fie suplimentată astăzi și să-l lăsăm pentru o ședință viitoare. De retras e dreptul meu de a retrage și eu nu retrag de pe ordinea de zi, având în vedere că nu se știe ce ședințe mai sunt luna acesta și obține, eu solicit să fie pe ordinea de zi. Deci am înțeles că la ordinea de zi avem abținerea domnului Dămoc. N-am notat-o. Așa este? Da, da. Deci, de acord și cu suplimentarea? Da. Da. Începem ședința așa cu proiectul de cum le-am primit. Vă rog frumos, doamna primar, începem cu proiectul numărul 1. Să ne explicați mai amănunțit despre ce e vorba. Proiect de hotărâre prin stabilirea impozitelor și taxelor locale și precum și a taxelor speciale pentru anul 2022, stimați domn consilier, dacă sigur ați observat, impozitele și taxele locale au rămas aceleași ca în anii trecuți, deci nu s-a schimbat nimic, doar rata de inflație care trebuie, conform codului fiscal, trebuie actualizată în fiecare an. În rest și taxa de salubrizare care a evoluat conform graficului de evoluție aprobat în 2019. Deci în rest nu există alte mai că nu am majorat taxe și impozite. Da, se permite prin lege, dar banii ar trebui la bugetul comune, dar trebuie să avem în vedere și situația cetățenilor de comun, situația financiară și se pare totuși că ne putem descurca și cu ajutorul pe care îl mai primim de la guvern, de la Consiliul Județean, de la PIAN, tot ce este și plus în casele care se fac în fiecare an din impozite și taxe locale. Atât. Dacă dorește cineva să se scrie la cuvânt pe marginea acestui proiect. Domnul Dumnezeu. Domnul Dămoc. Lista rămâne deschisă. Aveți cuvântul domnului. Domnilor consilieri,
A venit cu o precizare cu, în legătură cu amenzile astea, care scria aici că Consiliul Local le poate plafona și ajusta. Acum, faceți eu... o confuzie între la amenzi, noi nu putem să plafonăm sau ajustăm amenzile domnului Tuturic. Amenzile nu sunt date de către noi, sunt date de către poliție sau alte instituții și noi doar le registrăm în contabilitate, nu putem să nici să plafonăm, nici să reducem amenzile. Nu? Da, aici scrie doamna primar așa. Taxele și impozitele, nu amenzi. Da, de la caz la caz, păi scrie și amenzile. Amenzile dacă le dăm noi, domnul Tuturică. Dacă le dăm noi. Da. Noi putem să amendăm, de exemplu, pentru pe mediu. Putem să amendăm pe mediu, dar... Păi da, și atunci astea care-s vinite, deci mă refer la amenzile care le-a dat cu epidemia asta. Păi da, alea sunt, nu sunt date de noi și noi nu putem nici să le plafonăm, nici să le... ajustăm. Că nu sunt date de către instituția noastră. Da, dar și scrie. N-ai cum. Și ajustează la caz la caz de către Consiliul Local. Nu, acum unii orice. Eu v-am explicat că eu ne înțelegere. Am explicat că doar amenzile, pentru că amenzile noastre, dacă ar fi date, s-ar putea lua în calcul să reduce, dar amenzile date de către alte instituții, poliție, că poliția a dat și pentru... Alea sunt date, noi doar le registrăm în evidențele noastre și atât. Aș mai veni cu o precizare. A ars casa lui... Genia, vorbim Maria, asta la diverse, dacă vreți, ca să trecem, că sunt multe probleme. Nu, tot în legătură cu impozitul, să fie scutită, dacă e ars. Nu există în codul fiscal scutire de la impozite, dar nu e asta problema. Prea mult mai grav acolo, o casă care arde prea puțin o ajută scutirea de la impozite și taxe locale, că așa o ajutăm noi, Consiliul Local, și cu un ajutor cum este de urgență. Situația e mult mai urâtă decât o scutire de taxe și impozite. Ei, am întrebat și da, domnul Tuturică. Noi oricum încercăm, cum încercăm să fim alături de toți. Să plecă de ce, domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Nu o să fiu... Nu o să mă întind foarte mult. Doar atât vreau să zic faptul că... Deja sunt mulți ani de când tot atrag atenția că astfel de proiecte de acte normative ar trebui puse în dezbatere publică cu 30 de zile înainte. Nu se întâmplă și e păcat că nu se întâmplă, pentru că n-ar fi greu, mai ales în condițiile în care n-au fost multe modificări față de proiectul de anul trecut și doar rata inflației, cred că se putea face un efort ca el să fie din noiembrie pus spre dezbatere publică. Mai important poate ar fi fost și la proiectul prin care se deleagă gestiunea iluminatului public, pentru că acolo chiar e un proiect pe care noi nu știam, dar o să discutăm la momentul respectiv. Pot să vă dau doar trei exemple, de exemplu, de comunități din județul Bacău care respectă acest lucru. Luizi Călugăr a pus în 21 octombrie în dezbatere publică, Măgura în 21 noiembrie, Bucuș în 2 decembrie. Adică sunt comunități care iată, încearcă să respecte legea. La noi nu se vrea acest lucru. Strict la proiect, am văzut o modificare și anume la taxa specială. Am văzut că se renunță la taxa de 8 pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei, ceea ce nu este un lucru rău, dacă nu știu, probabil că își asumă cineva că va merge oriunde și va oficia căsătoria. Și dacă tot s-a redus acolo, cred că ar fi oportun să renunțăm și la cealaltă de 53 de lei, care e taxa pentru oficierea căsătoriei în afara programului de funcționare a compartimentului de stare civilă. Pentru că bănuiesc că în afara sediului primăriei se merge tot în afara programului de funcționare și nu în timpul programului de funcționare a compartimentului de stare civilă. Dacă tot am renunțat la una, cred că ar fi oportun să renunțăm și la cealaltă. Și cam asta ar fi. Deci, doamna consilier, acea taxă care se ia pentru zilele nelucrătoare pentru oficierea căsătoriei, se duc banii în bugetul comune. Deci nu vine la cine oficiază căsătoria, că sunt eu, că e domnul secretar sau e doamna funcționar, doamna Budău. Noi nu luăm niciun ban din acea taxă. De ce nu mai este taxa pentru cununii în afara instituției? Pentru că iar au modificat legea cu tot ce ține de stare civilă și dacă înainte permitea căsătoria în afara instituției, acum nu se mai permite. Și dacă nu se mai permite, atunci
n-am mai pus taxă că nu mai permite decât un loc. Practic trebuia specificat că nu mai permite, nu că să o renunțăm, că așa se înțelege. Din moment ce eu am înțeles, practic, că facem o reducere și că nu mai încasăm. Nu mai este permis. Nu se mai încasează, că nu mai... E un fapt care nu se întâmplă, nu poate fi taxat. Persoanele care sunt nedepăsate, nu se mai pot... Nu mai permit. Au trimis oficial document de la starea civilă și nu mai... Și dacă mai permiteți că am omis, o să avem proiectul de care am pomenit, respectiv delegarea gestiunii iluminatului public, iar în legislație prevede faptul că odată ce faci acest lucru, vei fi nevoit să introduci o taxă specială pentru iluminat public. Da, dar de asta zic, noi acum aprobăm taxele și impozitele și tocmai asta voiam să întreb, în cât timp se estimează că se va rezolva această procedură cu delegarea gestiunii, pentru că e clar că la acel moment noi va trebui să avem și o taxă specială pentru iluminat public. După finalizarea procedurii de licitație și darea în gestiune. Iar o procedură, trebuie să fie finalizată. Iar o procedură de licitație și nu asta că durează în funcție de contestații ce se face. Am văzut se va face prin atribuire directă. Dacă, în funcție de cum, de câte repede merge, doar noi intrăm în ședință că nu trecem peste pașii care trebuie făcuți obligatoriu. Bun, vă mulțumim, doamnă Andreea. Dacă mai are cineva discuții pe mare acest proiect, cu taxele și impozite. Eu cred că, spune, îl luăm prezent în evidență, că nu, nici el nu înțelege ce spunem noi. Să dau mai încet, am să dau așa, că el s-a urmă. Nu, dar chiar să-și vadă de stă telefonul, poate îi trebuie pentru altceva. Spune că oricum se consideră prezent ca participant. Domnul Băurici, noi v-am luat prezent. Sistemul cam buruiază ședința. Dacă doriți, totuși, cum considerați... Zic noi la diverse, luat, dacă vreți. La diverse pot să vă sun din nou, dacă vreți să luați cuvântul. Da? Dacă nu mai e nimeni care să discute pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul numărul 1. Votul pentru, vă rog. Abțineri? O abținere, domnul Dăboc. Împotrivă? Avem 14 voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere, domnul Dăboc. Domnule consilier, avem proiectul numărul 2. Pot să zic că doar le-am citit, au domnii. Da. Pentru, știți că în fiecare an este taxa de salubritate, conform graficului, aprobată ce s-a aprobat prin taxe și impozite locale. Am decis, având în vedere încasările și situația că suntem totuși la zi aproape cu plata taxei de salubritate, noi ca instituție, am considerat că este bine și pentru cetățenii comunei, situația, v-am zis, așa cum stă cu situația în comuna noastră, taxa de salubritate să fie subvenționată cu suma de cât vine 3,60. Deci oricum cu 20 de bani mai mult decât anul trecut, pentru că cu atât ar crește taxa de salubritate. S-a acoperit creșterea. Și noi am pus, dacă anul trecut am avut 3,40 de bani pe care subvenționam noi, acum ai 3,60 de bani și cetățenii rămân la suma de plată exact cât au avut și anul trecut și acum 2 ani. Și acum. Bine, vă mulțumim, doamnă Ioan. Vă rugăm să vă înscrieți la cuvânt cei care aveți de discutat pe marginea acestui proiect. Și la supunem la vot, vă nu împotriva, abține. Împotriva eu. Deci împotriva, doamna Lundu. Abține la mine, vă rog. Și abține la domnul doamnă. 13 voturi pe aia. Acum la punctul 3, nu? Da, la punctul 3, stimată doamnă. Păi explicați că am citit acasă proiectele. Da. La punctul 3, domnul consilier, ce drept s-a mai venit, care ați mai fost consilier, s-a mai venit în ședința de consiliu local cu acest fel de proiect de hotărâre. Și am decis să venim și noi în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre. Am vedere că anul trecut, știți, a fost controlul Curții de Conturi, care ne-au recomandat, legea obligă să avem audit în instituție. Curtea de Conturi a recomandat, având în vedere că
o să se facă un control odată pe, în instituție de către acest audit și atunci când vine Curtea de Conturi, ei o să meargă în fața Curtei Conturi și o să, când se solicită documente și o să prezinte exact situația. Deci încercăm și eu zic că reușim să lucrăm cât mai corect, să respectăm legea și acest control, acest audit ajută ca să nu dăm o interpretare greșită la anumite articole de lege și să fie totul corect și transparent, cum se spune, în desfășurarea activităților în primărie. Vă mulțumim. Ia, cine din dumneavoastră dorește să ia cuvântul pe marginea acestui proiect? Cu audit. Domnul Dămoc, aveți cuvântul, lista e deschisă. Mulțumesc, domnul președinte, așa este, a mai fost acest proiect în februarie 2018, supus votului. Și mi-aduc foarte bine aminte că la acel moment domnul Ciorabu a fost primar. Pentru el a fost primul proiect pe care Consiliul Local l-a respins. Și nu oricum, ci cu 11 voturi împotrivă și 4 abțineri. Și o să vă dau citire din acel proces verbal. Eu cred că suma este prea mare, având în vedere necesitățile comune în ceea ce privește balastarea drumurilor. Am stat câțiva ani fără, fiind bugetul mic anul ăsta, cred că mai putem amâna. Până la urmă, fiecare funcționar trebuie să lucreze cu responsabilitate. Oricum, Curtea de Conturi vine și verifică și am experiența anterioară unui astfel de audit, care nu a produs niciun fel de efecte juridice, fiind ignorată în totalitate de către instanța de judecată în cadrul unui litigiu. Eu consider că această sumă este mare, mai văd și alte cheltuieli. Nu cred că este normal să suportăm pregătirea profesională a auditorilor interni. Sunt citatul doamnei primar, doamna Temea Lumința, la acel moment consilier și viceprimar. Și aș vrea să întrebăm acum ce s-a... Am așa memorie bună că dacă mă întrebați, vreau să mai scoateți dumneavoastră, vă spuneam eu ce am zis. Da, nu am de ce să mă justific în fața dumneavoastră. Dar nu în fața mea, doamna primar. Așa, deci eu v-am prezentat exact și v-am spus că s-a mai venit cu un asemenea proiect. Acum situația... Atunci chiar ați văzut că am spus, era vorba și de buget, de situația unde mai trebuiau bani. Acum sunt și este necesar acest audit. Și de aceea am și venit cu acest proiect de hotărâre, că altceva nu este și poate toți merge, știți că a spus transparență. Tocmai că mergem pe transparență, trebuie făcut în așa fel încât activitatea din primărie să fie cea mai corectă și să nu fie niciodată să nu există dubii că ar exista probleme în încheierea contractelor și în alte plăți și alte situații. Vă mulțumim. Dacă mai e cineva... Dar nu am terminat. Asta e problema principală, pentru că noi știți că noi plătim acea cotizație anuală către Asociația Comunelor. Era 1.100 de lei, nu știu dacă s-a mai crescut între timp. Deci, practic, noi acum vom plăti 3.695 de lei lunar, ceea ce înseamnă 44.340 de lei pe an. Și suntem obligați ca să rămânem cel puțin 3 ani. Deci, obligatoriu 3 ani de zile, nu ai voie să renunți la acest contract. Asta însumează un total de 133.020 de lei, ceea ce înseamnă peste 26.000 de euro, deci doar costuri obligatorii, un fel de abonament care ți-l faci. Pe lângă asta plătești și orele, da? Îi vom plăti la oră pe acei auditori. Deci ne vom duce la un cost de peste 30.000 de euro, pe care înțeleg că noi suntem corecți, dar trebuie să mai vină cineva care să ne mai ajute să fim corecți. Nu văd lucrurile tocmai așa. Dacă vrem chiar un audit performant, contractăm o firmă privată specializată în audit intern, vedem unde avem probleme, că probleme probabil că sunt în instituție, că le vedem cu toții și vedem, analizăm compartimentul contabilitate, stare civilă sau unde e nevoie de acest audit. Și exact cum a spus doamna primar, ea a spus acolo că nu a produs niciun fel de efecte juridice, fiind ignorat în contract de instanța de judecată. Deci eu acolo m-am oprit, practic. Sunt afirmații care se contrazic total. De la a contrazice total astfel de proiect în urmă cu 3 ani, aproape 4 ani de zile, și la acel vot total împotrivă în Consiliul Local, iată că ajungem acum să susținem, costurile au crescut între timp și nu văd justificat. 30.000 de euro în 3 ani de zile s-ar putea face lucruri importante în comunitate.
Eu pur și simplu la acest vreau să fie lămurit pentru dumneavoastră, domnul consilier. Nu să dau vreun răspuns sau o explicație la ceea ce a spus domnul consilier Dobog, care până la urmă, oricum, la sfârșit, la toate proiectele sau e împotrivă sau se abține. Deci e vorbă de în vânt. Domnul consilier, această firmă, auditul, este, cred că, la peste jumătate dintre comunele din județ. Și când a fost curtea de conturi, asta e discuție, pur și simplu, ei au venit, ei au discutat, s-au lămurit situațiile, s-au făcut verificări și au fost în regulă. Și de aceea vă spun, adică cu o altă firmă care e specializată în audit, e clar că și aceasta, din moment ce are contract, v-a zis, mai bine de jumătate din localitățile județului Bacău. Nu știu dacă considerați dumneavoastră, mă întrebați dacă mai vreți și altă lămurire, eu v-am spus de ce am venit. Iar în legătură că atunci am avut o idee sau o părere, acum am alta, se pot întâmpla atâta. Nu chiar noi oamenii politici de aici, că suntem toți oameni politici, numai aici schimbă, nu vedeți că acum e roșu, acum e galben, acum e albastru și se întorc, dar cu ceva ce s-ar putea. Eu nu zic că atunci n-aș putut să am pur și simplu să nu văd atât de important acest control. E posibil. Poate atunci am avut în vedere situația că tot știam că nu sunt bani și am zis, domnule, hai să facem, că era situația drumului. Dumneavoastră vedeți acum, la drumuri se intervine foarte mult. Deja mai avea dus piatră, s-au dus pe toate drumurile. Dacă la un moment dat nu ne-am permis un lucru, nu înseamnă că nu-l mai facem inclusiv la noi acasă niciodată, pentru că la un moment dat am considerat că nu e important. De aceea, domnul consilier, doamna Nuț, aveți cuvânt. Da, nu. Doamna primar, într-un fel spune, atunci nu dădeau cu subsemnatul, acum dau cu subsemnatul în urma curții de conturi și normal timp mai bine mă acoper decât... Dar întrebarea mea este, în momentul în care vine curtea de conturi, ne va mai trimite o scrisoare, aici nu sunteți ok, adică auditul ăsta ne dă garanția că nu mai avem nicio repercusiune financiară, penală. Dacă nu sunt greșeli și ceea ce nu, dar auditul asta trebuie să facă, să se asigure că nu sunt greșeli. Noi nu ne putem prezenta. Asta constată și pune în vedere până la... Ducerea la îndeplinire. Până să vină curtea de conturi. Asta este scopul. Adică să avem și o garanție că nu ne trezim după ce trece curtea de conturi, că sunt probleme. Pentru că atunci... Asta înseamnă ca să-i plătești degeaba. Păi, tocmai asta e plan, de asta am și văzut. Iar nu că n-am dat subsemnat, că eu cu subsemnatul la curtea de conturi dau cel puțin. De când bine, sunt secretar. Bine, ca secretar dai cu subsemnatul, ca viceprimar dai cu subsemnatul, ca primar dai cu subsemnatul la curtea de conturi. Ca primarul dai cu subsemnatul până să clarifică lucrurile. La toate ce și ca secretar. Adică procesul verbal de final al curții de conturi este semnat de către domnul secretar sau cine? De secretar, de viceprimar și de contabil și de primar. Tot semnăm. Și avem aceeași răspundere. În cazul în care noi întâmpinăm probleme cu curtea de conturi, pentru că ei nu și-au făcut treaba, ei își asumă, cheltuim niște bani. Da, bineînțeles, mai ales că curtea de conturi pe ei îi cheamă, vă dați seama, chiar pe ei îi cheamă când au control. Dar știți, până la urmă tot funcționarul a greșit. Dacă nici auditul nu a văzut problema, pentru că auditul ăsta știm cine este, acum discutăm într-o ședință. Dacă nici ei nu văd problema, și ajungem în fața curții de conturi cu problema și suportăm repercusiunile problemei. Mai zis că vede bine ei, de asta ați plătit. Vor face ei apărările de ce acea problemă există sau nu există? Că au fost cazuri în care problema ridicată de curte de conturi, instanța a spus că nu era o problemă. Okay. Este bine să mai ai un sistem de referință decât... Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Nu ne putem ridica la nivelul specialiștilor curții de conturi. Ține și de tine ca instituție. De exemplu, a fost primărie la care a venit auditul acesta. L-a făcut, le-a adus la cunoștință că ar trebui îndreptate lucrurile. Și nu le-au îndreptat și când a venit curtea de conturi chiar pe acele aspecte. S-au dus, dar nu că le-ar fi urmărit cei de la audit și au văzut. Pur și simplu chiar acolo erau problemele. Pentru că nu au rezolvat. Și nu le-au corectat. Da. Asta este altceva, dar în momentul în care ei nu văd problemele... Ei cred că, fiind specialiști pentru așa ceva, numai pe audit, la primărie, să zici că mai ești întrerupt, că vine un cetățean, mai vrea o adeverință sau mai cer un sfat, mai te întrerupt la o hârtie,
Dar ei când vin pe control, pe asta sunt, asta e calificarea lor. Ok, sperăm că nu sunt... Da, doamna. Oricum, Curtea de Conturi va găsi anumite probleme. Poate să vină de trei rânduri de audit. Pentru că altfel nu își justifică ei prezența. Ei trebuie să găsească ceva. Ba, când o achiziție s-a scută și trebuia nu așa de mult bani sau mai știu cum, oricum ei trebuie să găsească. Problema se pune că, într-adevăr, sunt oamenii destul de mari care îi costă pentru asta și în Curtea de Conturi vine dată la 3 ani, dacă nu înșel, și e bun ca să fie un control, așa, să vedem, să vadă cum se stă. Numai că trebuie făcut de către un auditor bine pregătit și aviz celor care, adică postul de auditor, este prevăzut și în organigramă, am văzut. Da. Este obligatoriu să fie. Și este obligatoriu să fie în organigramă, dar este și obligatoriu sau posibil să fie angajat un auditor. Doi, obligatoriu. Deci nu putem funcționa cu un singur auditor. A rămas acel post pentru că legea te obligă să ai un post. Dar ca să poți să faci audit intern în primărie, trebuie să ai minim doi auditori. Faceți un exercițiu matematic, cât ar fi salariile acestora cu dările la stat. Dacă vrei să-ți faci serviciu propriu, da. Pe contabilitate și pe juridic. Adică angajatul tău. Bine, dacă mai are cineva de discutat pe marginea acestui proiect. Doar dacă nu se știe estimativ când va începe acest audit și cam cât durează, de obicei. La momentul la care vom adera, automat intrăm în acord și există o planificare pentru fiecare comună, ne anunță și când vor veni în audit, va fi exact ca auditul Curții de Conturi. Vor veni și vor controla pe fiecare compartiment. Nu pot să vă spun că o să dureze controlul lor o oră, o zi, o săptămână sau o lună, până îl vor finaliza. Dar ca să putea, să poată să înceapă, trebuie să fim în acord. Dacă nu mai e nimeni care să ia cuvântul pe marginea acestui proiect, îl spun la vot. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Două abțineri, da? Domnul Dămoc, am avut. Trecem la punctul 4. Da, la punctul 4 deja s-a dus în discuție. Este obligatoriu ca sistemul de iluminat să fie dat în mentenanță unei societăți, nu? Specializată. Fere mentenanță. Și pentru din acest motiv am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre. Se face procedură, totul exact să fie transparent și o să... Vă rog să vă înscriți la discuții pe marginea proiectului 4. Poftiți, domnul, aveți cuvântul. Te spune și conform căruia articol este obligatoriu să delegăm sistemul de iluminat public? Există două variante, înființarea de serviciu public sau delegarea gestiunii. Exact în cadrul, știți că am discutat foarte mult despre apă canal, știți că acel serviciu urma să fie delegat. Dacă stăm și ne gândim, avem așa aceste două variante. Înființarea unui serviciu sunt public... Sunt mai multe variante, deci nu e numai varianta asta. Dar că așa se înțelege că e singura variantă și doar așa trebuie să funcționeze. Nu, este varianta oportună și viabilă, pentru că înființarea unui serviciu, știți ce presupune? Un șef de serviciu, un aparat care va lucra în spate și în primul rând presupune persoane calificate, care să fie dispuse să lucreze la nivelul comunei Horgeș. Și cred că aici nu mă contraziceți, că nu o să găsiți ingineri energeticieni să se angajeze la primăria Horgești și să lucreze în cadrul unui serviciu cu costuri suplimentare pe banii noștri. Primăria Horgești acum 2 ani de zile sau 3 ani a pregătit din bani proprii, a pregătit un om pentru a-și avea curs ANR, pentru a fi acreditat. Era vorba de altceva. De deci aici vreau să ajungă. Haideți să nu mai numai te-a lămurit, domnii consilieri au primit. Oricum, la urmă, e împotrivă sau abținere și n-are fost. Luați în derâdere. Eu vă zic lucruri concrete. Nu, dumneavoastră sunteți penibili. N-am zis nimic neadevărat. În concluzie, orice serviciu de asemenea dimensiuni trebuie făcut. Mai puțin, că ce e drept, nu prea sunteți ei. Să spună că nu s-a dus pe teren persoana și nu s-au schimbat
Babecu și s-a schimbat lăm și nu s-a făcut... Iar începe și vorbiți peste mine. Chiar a făcut treabă bună. Deci chiar e răutate. Hai, domnul, să vă scrieți la cuvânt. Care e rezultatul în marginea acestui proiect? Tocmai. Deci noi avem aprobat acea investiție de schimbare a LED-urilor în toată comuna, tot iluminatul public. Ceea ce e clar că e un lucru bun, un lucru benefic. Am înțeles, am avut discuțiile înainte de ședință. Va trebui și o mentenanță acestui sistem de iluminat. Dar și cetățenii trebuie să știe lucrurile astea. Trebuie să știe la fel că vor trebui să plătească o taxă în plus. Deci din buzunarul propriu se vor plăti niște bani care, pentru a întreține, pentru a plăti această firmă care va oferi aceste servicii. Ar trebui să știm cum va funcționa practic serviciul. Va exista un număr, o centrală unde se vor face sesizările, unde cum vor fi problemele. Deci nu se va mai suna la primărie când nu arde becul, nu? Pentru că va fi o firmă care va avea în gestiune tot sistemul. Delegarea de gestiune se face tot prin intermediul primăriei și primăria va fi parte contractată într-un contract de delegare de gestiune. De aia l-a aprobat acum. Păi dar primăria nu își va mai asuma nimic. Deci noi nu Îi lăsăm așa. Suntem proprietari. Noi delegăm gestiunea uzului, nu a proprietății. Ok, am înțeles, dar eu văd lucrurile în viitor. În momentul în care, nu știu, că acolo... eu am citit proiectul, prevede că poți să rămâi și 5 zile. Poți să te lase până la 5 zile fără curent electric. Adică n-aș vrea să ajungem în ipostaza în care să aruncăm vina noi pe firmă. Știți, nu e vina noastră că e firma, că am dat, nu știu, cu tare lucrătărică și nu-și face treaba. Adică să ne ajungem într-un moment de pasare a responsabilității și să facem lucrurile cu simț de răspundere. Despre asta e vorba. Pasarea responsabilității nu este un de pe care să caracterizeze pe cei din primărie, inclusiv toți angajați, eu vreau și numele lor. Eu nu cred că a sunat om indiferent pe ce situație și să spunem stai că e vina nu știu cui. Noi am dus-o la îndeplinire. Dacă dumneavoastră considerați că e benefic să ai asemenea calități în ghilimele de a pasa răspunderea, la noi nu există așa ceva. Rămâne dumneavoastră să știți poate despre ce e vorba. Da. N-am văzut nimic concret despre costurile. Deci, cât ne va costa? Când o să avem absolut tot, atunci venim în fața dumneavoastră, v-a spus și domnul secretar, când avem absolut tot, venim în fața, pe partea cealaltă, asta este primul pas. O să venim în fața dumneavoastră. Pentru că există firme, depinde de oferte, nu pot să vin la dumneavoastră să spun că o să coste 2 lei, poate oferta o să fie de 1 leu sau o să fie de 3 lei și când avem absolut cred că o estimare totuși trebuie să avem, pentru că trebuie să vă... Credeți dumneavoastră și rămân la... Vă las la costul respectiv trebuie să-l împărțim în sarcina tuturor locuitorilor Comunei Forgești și locuitorii Comunei Forgești trebuie să știe la ce costuri să se aștepte. Bun, ați spus. Haideți că oricum împotriva. Hai să dacă votăm, trecem împotriva cu mai nimeni. Mai e cineva care vrea să ia cuvântul? Să știți, chiar aș fi votat pentru la proiectul ăsta. Știu, eu. Dar trebuie să fie pus în dezbatere publică. Deci dacă era pus în dezbatere publică... Ce pierdere pentru noi. Și făceați consultare cu cetățenii, așa cum spune legea, a fi fost foarte bine. La dumneavoastră, dacă nu e soare, e plouă, dacă plouă, e ceva e. Dacă mai e cineva care vrea să ia cuvântul. Dar două probleme. Aveți cuvântul, domnule. Dar dumneavoastră știți foarte bine că articolul 129 din Codul Administrativ, acolo unde prevede asigurarea serviciilor publice, este sarcină să se aprobă de către Consiliul Local organizarea acestor servicii. Ca să ai un serviciu public pentru iluminat, asta ar însemna mult mai mult decât un electrician sau mai știu ce să ai. Așa că eu cred că să discutăm acum de cât o să ne coste. Probabil că peste câtva timp vom discuta și despre serviciul de apă și canalizare, serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Tot la fel. Nu se poate ști cât va fi costul. Într-adevăr, costul va fi. Problema se pune în felul următor. Avem un sistem ăsta de iluminat cu panouri fotovoltaice. Însuși faptul că nu a existat posibilitatea asigurării unei mentenanțe, a rămas mort. S-au cheltuit niște bani, deși eu cred că n-ar trebui sume chiar așa de mari de cheltuit pentru ca să se repună în folosință.
cred că este necesar acest serviciu. Deocamdată să se termine, că ești început sistemul ăsta de... Din câte știu, eu nu am început sistemul de înlocuire a biecurilor și... Și atunci vom vedea atunci cât o să ne coste și dacă nu, o să avem bani, o să achiziționăm. Dacă nu mai e cine să ia cuvântul, supun la vot proiectul numărul 4. Cine este de-a? Abțineri? Împotriv. Două abțineri avem, doamna Anunuț și domnul Anunuț, da? Da. Doamna primar? La statul de funcții și la organigramă. Sunt doar două modificări în statut care în primărie s-au făcut deja, dacă știți. Domnul Vali Arvinte, fiind cu studii superioare, a fost promovat și a trecut pe postul de consilier din referent, că referent e fără studii superioare și dânsul a terminat cu studii superioare. Și a doua modificare este la postul doamnei Câtea Felicia, care aceea situație era pe asistență socială, a dat... examen de promovare s-a dat și este la achiziții, că dânsa oricum se ocupa de atâția ani de achiziții și acum noi această modificare trebuie să o trimitem și la am trimis dispozițiile, s-a trimis, dar trebuie și organigrama să arate ca atare și trimisă la ANFP. Atât, nu e nicio altă modificare. Are cineva de discutat ceva la acest proiect? Dacă sunt urcate și pe site, pentru că pe site nu mai sunt actualizate din 2019. Ce anume? Aceste documente, organigrama și statul. A, nu este păsată hotărârea din 26 hotărârea o fi undeva pusă, dar mă refer strict la capitolul organigramă și statut, apar cele din 2019. Aha. Da, la hotărârea are și anexele. Da, nu, am să aducea să se poată unde să... Da, deci... Mai e cineva care trebuie să ia cuvântul? Supunem la vot proiectul numărul 5. Împotriva, abține. Avem 15 voturi pentru. Trecem la proiectul 6. Stimate doamne, ia explicați care este domnilor consilieri, după cum știți, în fiecare an noi venim cu un proiect de hotărâre privind program de achiziții publice pentru anul următor, adică în cazul acesta anul 2022. Plan de achiziție, dacă știți, care se poate completa pe parcurs sau se poate modifica în funcție de ceea ce intervine sau ce priorități sunt sau dacă ceva ce acum este în regulă și se defectează și apoi trebuie reparat, îl prindem iar aici. Și dacă, aici ce să vă spun, că ați văzut, sunt trecute foarte multe. De aceea nu pot să le apuc toate la rând. Dacă aveți cine solicită lămuriri sau mai... doriți completări și credeți că e cazul. A zis, chiar dacă acum nu aveți în minte o completare și considerați că e nevoie, se poate, știți că am venit de fiecare dată când venim cu modificări sau cu proiecte să facem un pot sau ceva, venim și cu planul de achiziții în completare. Vă rog să vă scrieți la cuvânt asupra discuției acestui proiect. Există vreo veste când se va da lista finală cu proiectele aprobate prin programul Andrew Salini? Mi s-a spus că în luna, dacă nu în luna ianuarie, la sfârșitul lunii februarie, așa am aflat, nu că mi s-a spus mie. Ce am discutat și noi, că am avut ședințe. Din moment ce ați trecut aici alimentare și apa și canalizare, aveți informații că va fi aprobat proiectul? Noi... e o întrebare. Ce noi ce avem de când? Da, deci chiar, e întrebare legitimă. Adică... Păi, o întrebare legitimă, dar totuși o puneți așa, pot să o consider și... Este trecut aici în plan, pentru că am aprobat proiectul. Știți foarte bine că am făcut documentații, am depus prin Anghe Salini să obține finanțare pentru acest proiect. De ce întrebați acum dacă... consider, am vreo veste, n-am globul de cristal, nu m-am uitat. Totuși purtați discuții, adică... Dumneavoastră știți... Poate ne dați o veste până de sărbători, da. Nu? Hai că nu vrea doamna primar să ne spună. Cred că ar da. Dacă mai e cineva să discute cu banii acestea. Supun la vot proiectul numărul 6. Abțineri, potrivă. Eu am numărat ce să facem.
doamna primar, hai că mergem la proiectul 17. Plății cu ajutoare de încălzire. Chiar ieri am primit tabelul că se dau pe tot județul și pe Crișinăi Horgeștiu. Toată suma pe care am solicitat-o pentru plățile ajutorului de încălzire la cei cu ajutor social și la cei fără ajutor social, am primit-o, adică o primim vineri, dar suntem trecuți vineri, ne virează în cont. Și mai, se mai primește la cei care sunt cu ajutor social încă 20 de lei pe lună, adică încă 100 de lei, că 5 luni, ori 20, pentru un ajutor la lemne. Și toți acești bani o să intre, după cum a venit hârtia și după cum a fost anunțat, o să intre în conturile noastre, în contul nostru pe vineri. Și noi după aceea imediat facem demersurile și am zis cel târziu miercuri, am încercat chiar marți, dar acum știu asta, trebuie să duci la trezorerie cu deschideri, cu buget, tot. Cel târziu miercuri să scoatem banii pentru a putea să-i dăm cetățenilor cât mai repede. Și noi vrem că e sfârșit de an. Treabă de la fiecare cost, de mod evident. Când se vând cărți? Știu că și eu miercuria viitoare, da? Cel târziu miercuri noi vrem să-i scoatem, dar asta e condiția, deci să intre banii în cont. În prezent avem acea hârtie, acel tabel și da, mi s-a aprobat integral suma solicitată pe toate cele 5 luni. Și acum știți și noi asta, dacă în anii trecuți, dau exemplu la cei cu ajutor social, era 48 de lei, 58. 299. Da, 58 de lei, că vă spun, 58 de lei era pe cei cu ajutor, acum pe lună e 300 și ceva de lei, că e 1600 de lei pe 5 luni. Plus v-am zis 100 de lei, încă 20 de lei pe lună, încă un ajutor pe 5 luni, deci încă 100 de lei pe toate lunile. Deci dacă la cei care nu sunt beneficiari de ajutor social se condiționează și de un venit, dar și cei care nu au venit până într-o anumită sumă iau tot suma integrală, funcție de venit, banii de asta și la noi este suma destul de mare, 100 și... O groază de bani. Deci mama mea care este pensionară poate să depună, nu? Pentru încălzire. Deci, cerere peste minimă. Da? Sunt condiții pe care... Nu, mai pot... Eu vă spun, deci sunt condiții, se depune până la o anumită dată să poți beneficia pe perioadă de toate cele 5 luni. După aceea, cu cât întârzi, pierzi o lună. Dar cereri se primesc în fiecare lună până luna februarie inclusiv. Deja pe martie, nu că martie a intrat cu 1 aprilie și nu se mai dă încălzirea. Și condițiile sunt... Plafonul, eu am pus și pe Facebook atunci. Dacă ești monoparental, adică familie unic, nu că monoparental, că nu trebuie cu părinți. Dacă ești singur, venitul e să nu depășească 2000 și puțin de lei. Iar dacă sunt doi, să nu depășească de membru, cel puțin doi, 1350 sau așa. Și mai sunt acele condiții. Să nu ai teren intravilan mai mult de 20 de ani. Să fii proprietar pe mai mult de 20 de ani intravilan, la extravilan nu e condiție. Să nu ai mai mult de o mașină și mașina să fie numai nouă de 10 ani, deci fie mai veche de 10 ani. Să nu ai cont în bancă mai mare de 3000 de lei. Să nu ai mai mult de o casă. Să nu ai mai mult de o casă, de o locuință. Nu o casă, poți să ai casă și apartament, de o locuință. Astea sunt condițiile de încadrare. Este cineva? Poftim? Și noi mai așteptăm școli, spitale, străzi, dacă dăm așa ajutoare. Acum nu putem să punem neapărat PSD-ul, toate că l-aș roda, că dau banii, pentru că proiect, adică este legea din anul trecut. Doamna prima, și cât s-a luat cu pilon? Poftim? Pilonă, cât s-a luat? 300 și ceva de lei. Da, 300 și ceva de lei pe lună. Tot e bine. Da, este pentru cei care într-adevăr au nevoie. Să legeți pentru că... Pui să-l normal. Pentru că dacă acoperi o fașă așa de mare de populație, toată lumea e în situația asta. Bine, dacă cineva dorește să ia cuvântul pe mai acest proiect. Domnul tău. Așa este. Să ne spună nu. Supunem la vot acest proiect. Abține, împotrivă. Dacă ai o dată de 10 ani, iei. Dacă ai un Audi de 11, iei. Doamna primară, și dacă nu știu primire, care ai rectificare, care ai rectificare, care ai rectificare, care ai rectificare, păi la rectificare, tocmai, sunt, e suma de bani aceea primită de la încălzire,
Deci ce n-am chiar. Era chiar pe rectificare. Chiar acolo era? Ia e acolo la așa. Da, lasă de tine. A, da, așa domnul Budou, mulțumesc, ca să fie. La ce? Deci exact suma. Că este 1.338.120 de lei, este suma la, la încălzire. Da. Deci, asta suma. Și mai este, sunt prinse, sunt fonduri pentru școala, nu? La școala Sorbor, pentru dotări. Bani care, pe care oricum, de exemplu, noi acum am primit telefon de la Consiliul Județean, n-am putut să dau decât telefonic necesar, adică situația, pentru că nu era lumină, știi, și nu te-am trimis. Deja o să primim 250.000 de la Consiliul Județean pentru, iar pentru investiții, o să rămână că este, dar cum am luat noi bani pentru Teresa, la ce am luat și punem înapoi în excedent și apoi la anul să-i folosim pentru investiții. Doriți cineva să ia cuvântul? Să punem la vot proiectul. Ia, luați-mă. Împotriva, abține. Domnule, venim și cu celelalte două proiecte adăugate. Noi o aplicăm. Ba da, e rectificare, am vorbit de ea, am fost înainte. Statutul și... Discutăm despre proiectul cu... cu statutul comunei Hogești. Doamna primar, explicați-nă cum e problema cu statutul. Cu permisiunea dumneavoastră o să dau cuvântul domnul secretar pe partea cu statutul, pentru că... Statutul unei comune este un document sintetic prin care se în care se trece în revizie tot ce înseamnă demografie, geografie, suprafețe de teren. Practic, este documentul care sintetizează starea comunei din toate punctele de vedere, începând de la ce înseamnă, am spus, geografie, demografie, clasă, conducere, consiliul local. Deci, este o sinteză a tot ce există în comună la ora actuală. Ce statut se aprobă pentru fiecare mandat? Pentru consilierii care au fost deja la mandatul anterior, cred că țin minte că undeva în 2018 a fost aprobat statutul anterior, Roiu și Rofu. Acum, în 2021, pe noul mandat, venim cu actualizarea a statutului. Despre asta este vorba. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Domnul Democ, aveți cuvântul. Există o legislație unde prevede că statutul trebuie actualizat, foarte câte ori apar modificări. Având în vedere Consiliul Local s-a modificat, primarul s-a modificat, componența politică a Consiliului Local, este actualizarea. Adică acum, pentru treaba asta trebuie să plătim la câțiva ani câteva sute de milioane? Dacă așa se cere, așa trebuie să facem. Asta este retorică sau... Da, eu cred că da, ceva de genul. Atunci să rămân, așa. Da. Trebuie actualizat și aprobat în formă actualizată. Și pus în dezbatere publică. Bine, și alte discuții, domnul Moara. Cu ce ar putea modifica, domnul consilier, dezbaterea publică, datele existente la ora actuală? Când discutam și despre la proiectul de taxe și impozite, cu ce ar putea modifica dezbaterea publică a proiectului de taxe și impozite, forma lui? Ne raportăm niște obligații legale, indicele inflației și acea evoluție au deja aprobat. Eu nu spun că dumneavoastră strict pe text de lege greșiți, dar totuși trebuie să ne uităm și pe partea practică. Ce plus poate să aducă sau ce... Și să cântărim dacă lipsa lui unui proiect aprobat la timp produce mai mult bine decât rău sau invers. Nimeni n-a pus problema să nu mai aprobăm la timp. Și pur și simplu orice informare în plus a cetățeanului și implicarea lui acestuia în procesul decizional, eu cred că e un plus pentru orice comunitate. Dacă mai e cineva care dorește să ia cuvântul asupra acestui proiect. Dacă nu mai e nimeni, să punem la vot.
Împotrivă, abțineri. Avem abținerea domnului Demnăr, da? Și mai avem un proiect nou. Proiectul cu stațiile... De emisie. Domnule consilier, am primit și am văzut încă de două, trei săptămâni, nu, tot cu aceste stații. Nu prea am fost eu încrezătoare. Și m-am interesat. Și am vorbit, inclusiv la gala, am fost aprobat pentru grader, am primit aprobare pentru, nu s-a făcut contestație, a fost declarat eligibil proiectul cu autograderul. Mai urmează de la fisopție mers să semnez niște documente, deci e pe linie dreaptă, ca zic că deja e declarat eligibil și nu s-a făcut contestație, ieri fiind ultima zi de depunerea contestațiilor. Și acolo a fost discuția și chiar de la GAL, care să zic că sunt mult mai experiență pe proiecte, au zis clar, cine accesează acest program și reușește, toate microbuzele școlare sunt acum achiziționate de către guvern, microbuze școlare electrice. Și dacă cei care, comunele, localitățile care beneficiază de acest gen de stații de încărcare, sunt prioritare la primirea acestor microbuze electrice. Și acest lucru ne-a determinat. Sincer, noi aveam hârtiile încă de joi, dar am zis să fie clar, să vin în fața mea, să știți, să nu pară nici ceva de genul țara arde și v-ați spus că sunt atâtea de făcut și nouă ne lisau stațiile. Și ne-am documentat. De aceea a ajuns să fie ca suplimentare pe ordinea de zi. Și eu am rugămintea ca să aprobăm acest proiect de hotărâre și să reușim să achizăm cel puțin un microbuz școlar, dacă nu se poate mai mult. Că ați văzut și noastră situația microbuz. Unul dintre situații. Cu toate că viitorul, ați văzut, sunt mașini electrice, chiar dădeau la televizor că România se află pe primul loc în partea asta a Europei la achiziționare de mașini electrice. Deci nu numai pentru și aceasta este situația. Trebuie să avem în vedere că acum aprobăm de principiu acest proiect pentru a putea angaja plățile cu privire la studiu de fezabilitate și la proiectare. La momentul la care vom avea studiul de fezabilitate și proiectare, vom veni în fața dumneavoastră cu aprobarea indicatorilor tehnici și economici. Da, asta e exact cum se face la fiecare proiect. Depune finanțare. Urgăm să vă înscriți. Și cheltuielile sunt toate eligibile, inclusiv ce plătim noi pe consultanță, pe proiect, pe studiu de fezabilitate, toate. După aceea, inclusiv parțial eligibile. Parțial eligibile, dar primim bani înapoi și pentru acest fel de cheltuieli. Poftiți, doamnă. Mă bucur să aud lucrurile din partea doamnei primar. Eu vineri am trimis o adresă către... Vedeți, de asta am spus că avem dinainte și vă pot demonstra ca să să nu mă dau satisfacție de asta. Nu, a trimis, așa să știți că nu mă deranjează. Și este lăudabil. Adică era o glumă, chiar era o glumă. Eu nu mă așteptam acum să spuneți că, uitați, m-a informat domnul Dămoc de programul ăsta și datorit că, pentru că m-a informat domnul Dămoc, m-am interesat și uite, m-am venit cu părerea. Să știți că nu mă așteptam să spuneți lucrul ăsta. Dar mă bucură faptul că accesați. Și așa cum a spus și dumneavoastră, faptul că avem totuși multe lipsuri și cum a spus dumneavoastră că ne gândim la stații de încărcare, lumea evoluează, trebuie să mergem un pas cu lumea. Dacă acum sunt fonduri pentru așa ceva, noi nu trebuie să refuzăm absolut nicio posibilitate de a accesa fonduri, atât timp cât ele pot fi folositoare pentru, atât pentru microbus școlar, cum a spus, și de ce nu, poate și cetățenii își vor accesa ușor, ușor, fiecare cu un automobil electric. Da. Mi-aduc aminte, cred că doamna Nunuța chiar a atras atenția când am achiziționat acest Duster, că o mașină electrică pentru orice instituție, pentru drumuri Bacău-Horgești, ar fi ideală și ar însemna costuri reduse de la bugetul local. Și poate câteva aia se vor și ieftini totuși, adică să fie... Să știți că se amortizează investiția în câțiva ani de zile. Nu mai poluia de atâta. Are cineva nu are dispus ceva pe marginea acestui proiect? Mm-hmm. Să punem la vot. Abțineri, împotrivă. Diverse, domnul consilier. Am rugămintea dumneavoastră ca fiecare consilier din același sat, același comun, să pună aceeași problemă. Discutăm despre aceeași problemă ca să nu lungim prea mult. Are cuvântul statul. O luăm de aici din față. Domnul... Păi, lăsăm pe rând, domnul. Lăsăm pe rând, așa, ca să fie. Haide, domnul. Da, o întrebare. Da.
Pachetele pe data de 20 se aduc la noi în localitate, având în vedere că se aduc într-un transport și la noi și în altă localitate, nu sunt exact ora momentan, dar noi în acea zi le putem da luni. Cel târziu marți dimineața ajung la școală, dar eu zic că și luni. E problema nu e de la noi, că noi suntem mai târziu, noi nu putem să venim la școală. Dacă e 21 sau 22, foarte bine. Deci, ca la dar, dacă nu sunt pe 20, pe 21 dimineață, că pe 20 sunt la noi, mă refer, la școli, efectiv, poți să ajungă, din partea noastră, primărie, noi putem să venim și pe 20. La școli e problema să le predăm, că domnii directori... Ideea ar fi... să le descărcați direct, știți numărul la fiecare școli, da, să nu le mai dați jos, iar să le mai încărcați, când o veni mașina, le lăsați direct. Da. Avem în vedere, mai zic, deci cel târziu pe 21 dimineață sunt la școli absolut toate. Sunt pachetate cu asta? Da. Aveți cuvântul, domnule. Am și eu două întrebare și aduc și o cauză, o problemă. Atât consilierul, atât și doamnei primar, dar o să încep... Cu mine am mai discutat-o, dar am zis că poate să vină cu ea și Da, și o să încep cu întrebarea, Aș dori să întreb și eu, chiar a fost lucrul ăsta, a fost de multe ori, a fost o cauză și o problemă pentru oamenii care se ocupă cu mașini, cu vânzările, cumpărare în legătură cu impozite și taxe. Ca de exemplu, aș vrea să întreb, dacă un om, ca de exemplu, are amenzi și îi plătește... amenzile nu le-a plătit și impozitele și taxele le respectă, plătește tot impozitul. Poate să elibereze certificat fiscal cel de la impozite și taxe? Nu, sau... certificat fiscal se poate elibera inclusiv cu datorii, să avem, să nu facem o, să fie o înțelegere. Dar ca să vreți, când vreți să înstrăinați o mașină, este acel contract de vânzare-cumpărare care în partea dreaptă sus are într-un chenar sunt făcute mențiunile. Nu figurează cu debite. Asta înseamnă cu absolut niciun fel de datorie. Da, ștampilă pe acel chenar, îi pune de la primărie doar în situația în care nu figurează cu debite. Și ca de exemplu, eu ca de exemplu presupun pe mine, am o mașină și am ceva menți, impozitul și taxele sunt la zi. Problema este că mașina nu mai este circulată și vreau să o scot în evidență de la primărie și am discutat și am zis că nu se poate, trebuie să plătesc. Ba da, se poate, să mergeți la notar, să dați declarație că ea nu mai este în circulație și numai pentru mașina respectivă, pentru că o radiați, deci nu o vindeți, e vânzare, cumpărare separat, pentru că radiați acea mașină, trebuie să aveți integral achitat impozitul pentru acea mașină. Da, mi-am zis scăpați. Dar ele rămân amenzi. Dar oricum trebuie să le plătiți. Deci să aduc și problema respectivă ca să aibă în evidență. Da, astea au fost atâtea cazuri, inclusiv al meu Cristinel în ultim, chiar de la voi, care a venit. Dar că am venit mai mult și în ultimul timp, de asta zic, nu știu, că de asta nu m-ai întrebat, că dacă era spuneam că sunt mai mult. Înțeles, dar problema, vreau să aduc și problema. Cealaltă problemă, da, pe care ați spus-o, puteți să o aduceți la cunoștință. Da, aș vrea să aduc la cunoștință, există un caz la noi în sat. Este vorba despre Eugen Costin, știe domnul primarul, vecinul care e lângă el. Din păcate știe foarte bine ceea ce s-a întâmplat, am discutat cu el, chiar am fost la el și am văzut situația și a rugat atât consilierii cât și pe doamna primar. A spus că omul ăsta n-are unde să stea și ar dori și el să-i se dea și lui o bucățică de pământ, să facă și el acolo o casă 4x4 și el ar solicita și ar zice din terenul de fotbal dacă s-ar putea să-i dea o bucățică micuță. Nu dorește mult. Cât să-ți facă o locuință de casă? Da, domnule Eugen, eu am zis și domnul consilier că am discutat problema și mi-a spus-o și mi-a zis că vrei să o aduceți în consiliul local și am zis da, du-te. Deci la Costin Eugen, ca să înțeleagă cei care nu știu situația, el a stat într-o casă cu chirie, nu dădea chirie, dar nu era casă proprietar. După ce a murit bătrânul a căruia era casă, moștenitorii au vândut casa altcuiva și ei au trebuit să iasă din acea casă pentru că nu erau proprietari. Și vor să fie ajutați, am zis că acum stau la niște nume de la Sodor, vor să fie ajutați prin asta. Iar eu ce am zis, că ați spus de teren intravilaj, am explicat că noi, la momentul actual, nu avem teren intravilaj rezerva Comisiei Locale. Am zis că atunci când la anul o să facem și toate demersurile, să scoatem la licitație acel teren de sport, de jos, care oricum nu se poate folosi ca teren de sport și o să-l dăm ca locuințe, că mai sunt locuințe și în dreapta și în stânga terenului de sport, o să avem în vedere, adică să fie acea persoană, dacă o să avem în vedere, că nu, procedura e legală, dar având în vedere că o să rămână rezervă, putem atunci să vedem să-i atribuim o suprafață de teren să facă casă. Acum, v-am mai spus tot că discuția a fost între noi,
când modificăm și când facem acum pugul, mai putem prinde teren intravilan, ca și intravilan, categorie de folosință, în pug. Și automat o să mai facem de teren intravilan să nu mai fie atât de mult extravilan și mai puțin intravilan. Suprafața de teren intravilan nu avem voie să o depășim de o anumită suprafață, știți, să depășim. Dar sunt suprafețe în intravilan, dacă ar fi pe la Răcătău, care nu, niciodată nu o să fie intravilan, că ele sunt folosite de teren arabil. Și atunci o să trecem acel teren în extravilan și o să facem intravilan unde chiar se construiesc case. Ați văzut pe Soodor cum s-au dus. Să mai poată vinde și cumpăra oamenii între ei. Exact. Și să nu mai fie și problema că au construit pe extravilan. Dacă îl facem intravilan atunci, ei pot construi cu mai multe și obține autorizații, că asta e problema. Da, înțeles. Mersi, mă. Și domnul. Prioritate prima dată. În consiliul administrativ al școlii Burgeș s-a problema clădirii, fosta poștă, din curtea grădiniței. Am înțeles că ați primit o adresă și n-au primit niciun răspuns, pentru că este o construcție periculoasă. Ce intenționați să faceți? Să o demolați, să o renovați? Noi am zis să mergem pe renovare. Și am zis să fie în legătură directă cu acea școală care să facem sală de sport, știți, scoala de adea, și atunci să renovăm și acea clădire, să mergem per total. Asta a fost ideea noastră. Cealaltă școală? Nu e centru comunică, nu are acea categorie, dar acea clădire să... Mă refer la clădire. Da. Da. Și la revizia Sovodor ați spus de centrală termică, dar de fapt și drept sunt convertoare de curent, nu de căldură. Nu este centrală termică. Sau nu am înțeles eu. Aici mă lămuriți dumneavoastră. E centrală termică. Convertoare sunt la grădința Răcătău. E centrală termică, nu? Da, e centrală termică și problema a fost acolo, dar n-a ținut de noi, era de ori și au venit și au rezolvat-o, că nu ducea la putere, la linie. Da, pentru că ei erau, știți, erau de mulțumiți că nu s-atingeau temperatura confortabilă pentru... Exact, dacă dădeau mai putere, nu ținea că nu era la 1000 de volt. Aici sunt termeni electrici. Au venit cei de la E.ON. Și izolarea termică a grădiniței vechi, a școlii de la Sămător, a grădiniței, da, o să avem în vedere să facem și... Era discutat, știți, și de anul, că a cerut domnul director, nu te-am vorbit, dar anul ăsta am zis că nu puteam fi. Deci, școală a venit cu voi idei ce vrea să facă acolo? Ceva? Dacă o renovați clădirea? Vrea să dea o destinație anume? Nu, dar nu vorbeam de grădinița. Nu, de clădirea care a știut anume înainte, mă refer. De aia de aici, de la Horgești? Da, de la Horgești. Deci, școala veche era centru comunitar. Și, nu, mă refer la aia mică, clădirea mică. Nu, la un moment dat, domnul director, și ține o minte să facă, dacă au unde să expună niște... Are suprafață mică. Da, are, e micuță. Sunt două camere, practic. Da, mici. Magazia are grădinița de lemn? Nu are. Dacă o renovați, trebuie să faceți un vestiar mic, să schimbi copiii care se duc la sport, la ori de sport, acolo. La terenul de sport? Că e chiar acolo terenul, în curtea terenului, da? Da, așa am discutat. Destinația nu este decisă, dar avem în vedere, da, așa cum este pentru izolarea. El trebuia să vină clar, doamne, m-am gândit la Cutărescu, vrem să facem asta. Așa cum avem în vedere izolarea. Și m-a încercat peste de aia. Bravo, domnule. Bravo, domnule. Poftiți. Să faci terenul și poți fi vestiar. Clădirea este proprietatea Consiliului Local, eu nu pot să aibă în vedere să facă nimic, doar noi dăm o destinație, așa că dumnealui ar vrea, până dar... ideea mie îmi trebuie la școală cu Tărescu, vestiari, magazii de lemn, ceva, nu trebuie. Nu știu despre nicio idee, dar noi trebuie să decidem destinația, nu poate dumnealui. Da, și ideea e cea mai bună pe magazie de lemn, având în vedere că prezent și lemnele în clădirea Becea. Are atâta să-l declar să-și trage un muzeu mai mare. Domnul Plisecar, luăm de acolo. Sunt în ședință. Vă întreba la dumneavoastră, dacă vă spun. În ce stadiu ne aflăm cu extinderea direcția în satul Sovodor? Normal trebuia să fie, probabil, și terminată până acum.
normal că vreau să fie și eu, sper la fel să fie terminată, dar deci absolut tot ce a ținut de noi s-a terminat. Licitația este acum la, dar nu facem noi, că o face Delgazul. Eu iau legătura mereu cu domnul care se ocupă de la Delgaz cu licitația și dânsul spune dacă nu sunt contestații, speră să nu fie, la sfârșitul lunii decembrie se termină procedura și este desemnat, executat pentru lucrare. Eu ca nu provisez la niște concetățeni că până sărbători sigur... Așa am zis și eu, dar e vorba de procedura, deci eu am crezut că nu, poate face... Nu mai cred ăștia în Moș Crăciun. Da, vă mulțumesc! Domnul Duric! Doamna primar, dar contractul până când e făcut? Contractul. Cu finalizarea rețelii. Dar nu există, că nu este al nostru contract, e ori face licitația. Da, dar finalizarea cu extinderea. Se termină procedura de licitație și se face executat, apoi imediat se termină, se face și lucrarea, contractul se încheie după finalizarea licitației. Dar interesul este și au zis și ei să facă cât mai repede, pentru că noi am aprobat suma, iau suma, am vorbit și o să înceapă imediat lucrarea. Și atunci ei au interes să exact. Facă cât mai repede. Chiar ei au fost cei... Dacă îi lăsăm cu ei așa, noi mai sondăm. Nu e de... Păi eu ce zic că sunt mereu? Noi mai sondăm, noi mai lăsăm voia sunt. Procedura de licitație sunt termene pe care nu pot să le depășesc, că sunt cele legale și nu mai cum să treci peste ele. Trebuie să le respecti. Bine, mulțumesc. Atât. Mai are cineva? Nu. Domnul. Precizare, m-a contactat un cetățean, o problemă la satul Recea, dar știe doamna primar despre ea, despre strada Avram Iancu, unde ar fi nevoie de o mașină de piatră de rezolvat. Am zis să... Cred că mașina e și acolo. A fost dimineață mașină mare, n-a putut intra pe acel drum și acum a venit mașină mică. Am vorbit și cu nu mai mașină mică și am luat. Eu cred că la ora asta, cred că... Băiatul, mai... Foarte bine. Dacă s-a rezolvat toată... Da, da, da. Mă scuzați. Da, nu mai... Pornit din stadiu final la lucrări sau... Nu e stadiu final, dar... Aceea trebuie să facem, să punem balast, trebuie să aducem asta iar pe de balaste pe drumurile care au fost luate în evidență, știți, cu... Da. Și acum trebuie să aducem noi separat și pe anul ăsta noi nu mai... Suntem ok cu expropieri, cu nu suntem pe terenul nimănui, pentru că am văzut că e larg față de ceea ce mi-aduc eu aminte de copil. Nu, dar drumul era și înainte mai larg, s-a strâmbtat apoi când a fost folosit. Deci noi n-am întâmpinat nicio greutate la absolut nimeni și de asta nu se merge, da. Dacă nu mai e cine să mai am. Justul, domnul consilier. Te dorim sărbători fericite și da, sigur ne mai vedem. Mai întâlnim o dată. Declarăm închise în credință incorporare. Deci drumul o dată sigur, cum a zis deja, nu ne-au spus că ne dau aceea 250 de lei.